Astra Giurgiu a ajuns la un punct distanță față de câștigarea primului titlu de campion a României, după ce aseară a învins în deplasare pe ASE Ardealul Târgu Mureș, cu un scor care spune totul despre forma echipei, 4-1. Giurgiuvenii au dominat categoric partida și s-au impus fără emoții în duelul cu adversarii săi, mai ales după ce Găman a deschis scorul în minutul 28, după un penalty obținut de Ali Bek. Găman execută gol! Deschide scorul în minutul 29, înscrie Valerica Găman. Astra s-a aflat la conducerea jocului și în repriza a doua, iar în minutul 50, Teixeira a marcat după acțiune personală. A urmat prestația lui Ali Bek, care în minutul 76 a majorat diferența cu un șut de la 10 metri. Apoi, în minutul 84, Goropsov a marcat un gol superb cu un șut de la 18 metri. Două minute mai târziu, Daniel Flore a dus replica giurgiuvenilor cu ultimul gol al meciului. Pasa pentru Daniel Niculae, poziția este regulamentară, Niculae! Și este gol! Înscris de Florea! Mai avem un punct, mai trebuie să facem un punct, sperăm să-l facem cât mai repede la meciul cu Dinamo și să primim laudele, meritele noastre să fie încununate și să ne bucurăm în fața propriilor suporteri. De data asta sper să vină lumea din Giurgiu, pe lângă familiile noastre, fiindcă acești băieți minunați merită la modul de cum au condus acest campionat, 27 de etape pe primul loc, ni s-au și înjumătățit punctele, iar în play-off suntem echipa care a marcat cele mai multe goluri, care am câștigat cele mai multe puncte și nu cred că cineva poate să conteste. Giurgiuvenii mai au de jucat cu Dinamo acasă și cu Pandurii în deplasare, iar Steaua cu Pandurii acasă și la ASE Ardealul Târgu Mureș.